Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe totindenea ești și toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și desălășuluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin. Domnul este lumina și mântuirea viața. De cine să Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de atâmpări împotriva mea, inima mea totul s-ar teme. Chiar război de s-ar răduca împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc să-i vinde. Aș vrea să locuiesc toată viața în casa Domnului, amin, ca să privesc frumusețea Domnului, amin, și să mă minunez de templul Lui. Deci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe rogul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Deci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși, niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește-n Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește-n Domnul. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, că a Ta este slava, puterea și împărăția al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, în ceasul acesta venim înaintea Ta, o mână de suflete, în numele Domnului Iisus să-ți mulțumim pentru binecuvântarea pe care ai adus-o în viața noastră până în clipa aceasta. Suntem îndatorați, Doamne, față de Tine, pentru tot ce ai făcut în viața noastră până în clipa aceasta. Îți mulțumim, Doamne, fiecare din adâncul inimii, pentru harul de care ne-ai făcut parte să Te cunoaștem, Doamne. Tu Ți-ai adus aminte de noi pe crucea Golgotei, Doamne Iisuse, și sângele Tău a curs și pentru păcatele noastre. Și prin harul Tău, iată că și noi venim înaintea Ta, Doamne, și dorim ca sângele care a curs acolo să curgă și astăzi peste adunarea aceasta, Doamne, să curățească păcatele noastre, să curățească neputințele și slăbiciunile noastre și să vindece bolile noastre în ceasul acesta, Doamne. Doamne, cercetează-ne, Doamne, vezi dacă suntem pe calea cea bună, vezi dacă suntem pe calea care duce în împărăția Ta, iar dacă nu suntem, Doamne, pune-ne Tu pe calea veșniciei, întărește-ne pe fiecare dintre noi să ținem calea aceasta, Doamne, până vom intra în împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate, Doamne, îți mulțumim că ești minunat, îți mulțumim că vedem lucrările Tale în fiecare zi, Doamne. Nu trece o zi fără să vedem măreția Ta, să vedem lucrările Tale, să vedem cât ești de bun și de binecuvântat, Doamne. Îți mulțumim pentru locul acesta, pentru adunarea aceasta. Cercetează, Doamne, sufletele noastre și binecuvintează programul din această după-amiază, Doamne. Dorim să fie spre slava Ta și spre întărirea noastră sufletească, Doamne. Ajută-ne să avem o cântare cu foc, o poezie care să ungă inimile noastre cu Duhul Tău cel Sfânt, iar un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de zidire, Doamne, ca să ne putem descoperi fiecare prin cuvintele Tale, Doamne.
Îți mulțumim pentru bătrânii din adunare, îți mulțumim pentru copii, pentru cei tineri, Doamne, pentru toată adunarea, îți mulțumim și te rugăm să o binecuvintezi. Doamne, nu putem spune în ceasul acesta decât vorbește Tu, că robii Tăi ascultă, Doamne, dorim să ascultăm cuvântul Tău și să-L primim într-o inimă curată, Doamne, curățită prin Duhul Tău cel Sfânt și prin sângele Tău, Doamne. Te slăvim pe Tine, Domnul și Dumnezeul nostru, așteptăm lucrările Tale în viața noastră pe mai departe, dorim să Te vedem, Doamne, la lucru, dorim să trezești în noi o dragoste nouă după Tine, după veșnicie, după împărăția Ta, Doamne, dorim să fim mai înflăcărați pentru Evanghelie, Doamne, pentru lucrarea Ta. Slavă veșnică să aducem Ție, Domnul și Dumnezeul nostru, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, în veci de veci. Amin.